Trei barje care transportau aproape 4 tone de cărbune din Ucraina către Serbia au luat foc din cauza temperaturilor ridicate la doar 2 km de portul Giurgiu. Conform Digi24, situația este monitorizată de toate autoritățile din zonă, însă pompierii români nu pot interveni decât în caz de forță majoră, pentru că embarcațiunile sunt în apele Bulgariei. Cele trei barje sunt blocate în acea zonă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Pompierii români au discutat cu autoritățile bulgare pentru a muta conținutul barjelor în cel mai scurt timp. Cele trei barje care transportă 3600 de tone de cărbune staționează în zona kilometrului fluvial 496 în apropierea portului Giurgiu. Ulterior intervenției, barja alături de alte două embarcațiuni similare ce fac parte din același convoi și-a continuat deplasarea către destinația finală, Belgrad, însă din cauza cotelor fluviale scăzute, a rămas să staționeze până la identificarea unei soluții de deplasare. Având în vedere natura încărcăturii pe fondul temperaturilor ridicate, cărbunele s-au auto-aprins, arderea având loc în fază mocnită, fără flacără, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu. Potrivit sursei citate, conducerea instituției a discutat cu reprezentantul firmei transportatoare cu privire la modalitatea de stingere a încărcăturii. Reprezentanții ISU Giurgiu au menționat faptul că această situație nu pune în pericol membrii echipajului, iar pompierii monitorizează situația, gata să intervină dacă va fi nevoie, relatează Digi24.